În ziua de sâmbătă, 25 august, vizitatorii castrului Jidova din Câmpul Lung au fost invitați să călătorească în timp și să descopere o etapă istorică într-un mod cu totul original. O nouă ediție a festivalului Sigiliul Romei în Argeș a fost deschisă oficial prin prezentarea de către amfitrionii evenimentului, Eugenia Șerban și Nae Alexandru, a trupelor de reconstrucție istorică. Astfel, primul strigăt de luptă a fost dat de getodacii din Moldova, reprezentați de trupa din municipiul Iași. Acoperiți de blânuri, erau foarte feroci în luptă. Herodot îi considera cea mai curajoasă nație din câte existau. Aici, în stânga mea, este Daos, căpetenia lor. Următorii au fost cei din trupa piteșteană Historia Renascita. Această gardă pretoriană, această unitate de elită... Un alt grup pregătit pentru o bătălie istorică a venit din Sibiu, luptătorii fiind cei de la Castrum Novis. De asemenea, foarte important, fiecare legionar avea propriul scut, scutum. În cazul nostru este inscripționat cu numele legiunii noastre. Castrum Novis! Armonia, finețea și spiritul delicat al păcii desăvârșite au fost aduse la castrul Jidova de superbele nimfe dace, trupa feminină de reconstrucție istorică din Zalău. Despre nimfele daciei s-a mai scris. Nu este pentru prima dată când se vorbește despre aceste fete frumoase care promovează Zalăul la festivalurile antice din țară sau străinătate. Totul a pornit de la ideea scriitoare Ancuța Mărieș, care în colaborare cu coreografa Roxana Dobocan a pus bazele unei trupe de zână în anul 2006. Debutul trupei a avut loc în cadrul festivalului Cetăți Transilvanene de la Sibiu, dar astăzi sunt alături de noi la castrul Jidova! După prezentarea detaliată a echipamentului militar din cadrul fiecarei trupe, fascinantele nimfe dace și-au făcut apariția pentru Nunta Linei, un spectacol de teatru și dans antic de o frumusețe pătrunzătoare. Cale peste pale, cale peste cale, șuier peste șuier, fluier peste fluier, vânt peste pământ, drum în mătură, mute de picior, asp, zburător, aprice copite, aripi neoprite, nu te odihni, nu te odihni, nu te oprinti. Până mă vei duce peste ceară, scurice, zare, peste zare, munte, peste mare, lună, peste noapte, peste ne, peste șoapte, loc ca să ne alătăm de prag, nu știam că dragoste cezare peste zare, multă peste mare, lună peste noapte, peste le peste șoapte, loca să ne altăm de prag, nu știam că dragoste. Programul festivalului i-a provocat pe spectatori să cunoască la modul concret mai multe detalii despre viața civilă din taberele antice.
Așa. Bravo. Hai că mai avem puțin. Mai avem încă puțin. Gata. Opa, așa. Trage, trage tare, trage. Tu tragi mai tare ca să duce sănătate mai departe. Trebuie să poartă. Publicul a privit apoi un ritual de alianță între daci și popoarele aliate, dar atmosfera de pace avea să fie rapid spulberată. Urma să se desfășoare bătălia finală între triburile getodace și aliaților împotriva romanilor. Doar cu trupele de daci, fără ajutorul niciunui alt trib. Istoria nu poate ști de ce s-a întâmplat acest lucru. De ce Val fusese ajutat până în acest moment de toate celelalte triburi daci. De această dată. La finalul evenimentului, pacea a fost restabilită tot cu ajutorul nimfelor, motiv pentru care, în această seară, după jurnalul Mușcel TV, vom difuza un montaj special cu spectacolele susținute de nimfele dace.